revenit, stimați telespectatori. Uite că astăzi e ziua în care se încheie ediția din acest an a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Astăzi se va trage acea linie concluzivă, azi vor vedea ce a reușit. Totul a reușit, apropo, aici ca să pun și virgula, pentru că, din nou, la Chișinău am avut parte de mari oameni ai artei de pe cele două maluri ale Prutului. Am avut foarte multe spectacole, nu doar pe scena teatrului, și spectacole radiofonice. Am avut parte de lansări de carte. Iar duminică a avut loc și spectacolul Eu sunt Vântul, cel care a fost jucat la Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, în regia lui Sorin Militaru, care nu a fost la o primă colaborare cu Teatrul Mateevici. El anterior a mai colaborat și la spectacolul Iluzii. Publicul de la Chișinău în această toamnă a fost impresionat de prezența marilor artiști ai scenii românești în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale. Constantin Chiriac, Ofelia Popi, Marius Turdeanu, Marius Manole, Maia Morgenstern, Claudiu Blonț, Ada Lupu, Călin Chirilă, actori care au jucat pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. Actorul Marius Manole a jucat în două spectacole, Casa de la Țară de Claudiu Goga și Eu sunt Vântul de Sorin Militaru, un spectacol montat pe scena teatrului Alexe Mateevici. Dacă s-ar întâmpla mai des, ne-am putea molipsi noi de la dumneavoastră și actorii de aici de la noi. Și am devenit niște actori mai buni, cred. Adică întâlnirea mea cu Anatol, bine, Anatol e un actor pe care îl știu de foarte mult timp și l-am admirat dintotdeauna. Asta a fost că, pe lângă că am lucrat acest text și că am făcut un schimb de stiluri de joc, de înțelegeri, de cum înțelege el. El e profesor la Academie. Eu am foarte multă experiență, că am jucat foarte mulți ani și foarte mult în anii ăștia. Și atunci, pur și simplu, ne-am explicat mecanismele și cum gândește unul, cum gândește altul, în ce stil. Și a fost foarte interesant ca să ajungem la o simbioză, să ajungem să jucăm la fel. Încotro mergem? Într-o mică călătorie pe ocean. Da. Marea e liniștită? Da, da. Ocean liniștit. Vântul bate plăcut, cald. Să nu ne duci prea departe. Nu, 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 nu. Doar cât să ne îndepărtăm puțin de uscat. Da. Oceanul e înspăimântător. Da, oceanul e înspăimântător. Ocupă totul, e infinit. Da, e infinit, da. E atât de frumos. Regizorul Sorin Militaru nu este la prima colaborare cu teatrul Alexe Mateevici. Spectacolul Iluzii l-a montat acum un an pe aceeași scenă. Actorii din Basarabia sunt mult mai emoționați decât cei din România, spune regizorul. Actorii din Basarabia simt. Oamenii au suflet, chiar uneori prea mult, uneori. Venirea lui Marius aici a fost o foarte mare șansă pentru el, pentru mine, pentru teatru, pentru actori. Pentru că el e un actor important al României și are o experiență bună, foarte mare. Și modul în care au lucrat împreună, așa, într-o chestie de, el a spus, de echipă, chiar de echipă, parcă se înțelegea cu Anatol, de parcă erau născuți la același sân, parcă erau de o viață împreună. Au ajuns la o relație pe scenă, mă uitam la ei, bă, dar voi de când vă cunoașteți? Acum, ne-am văzut prima oară. Cum? Pentru că oamenii, când lucrează împreună, nu fiecare separat, și se creează o echipă, oamenii devin foarte empatici unul cu altul, devin chiar o echipă. Într-un decor minimalist apar cele două personaje care nu au nici un nume proprii, nici statut social. Discuția complexă dintre ei despre viață, suflet, iubire are loc într-o barcă. Unul este marinar experimentat, celălalt este novice în ale marinei și un protector pragmatic. Din facultate, nu mi-amintesc, așa o plăcere și așa o senzație frumoasă de lucru cu un partener atât de bun. Oceanul e foarte frumos. Mi se pare mai degrabă că e înfricoșător. Dar nu e nevoie să ne ducem prea departe, nu? Nu, 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 nu. Dar trebuie să mergem puțin, puțin mai departe. Pentru mine pariul nu e să placă spectacolul. Nu e să fac cel mai mare spectacol. Pentru mine pariul a fost ca eu cu Anatol, când te uiți să nu știi care e din România sau care e din Basarabia.
Asta e pariul meu. În rest, mă, nu prea mă... Cam, o să le placă, nu o să le placă. Un spectacol e... Tu-l faci. Nu mai e treaba ta dacă place sau nu place. E atâta de poetic și de frumos. Oare în zilele noastre, când toată lumea vrea comercial, vrea ușor, facil, să râdem, cât mai multă bășcălie, cât mai multă... Că, mă rog, viața noastră e destul de tristă și la dumneavoastră și la noi. Dar noi am riscat și am făcut un text poetic. Poetic și greu. Greu. Adică e un text greu care te pune, îți pune niște întrebări, nu-ți dă răspunsuri, dar îți pune niște întrebări, te lasă să te gândești la niște lucruri, îți dă momentul ăla de introspecție când vii la teatru și te gândești de ce trăiești și care sunt prioritățile tale în viață și ce înseamnă viața și ce noroc e să trăiești și ce noroc e să totuși să poți să te miști, să nu fii în depresie, să n-ai o boală și până la urmă cu o moarte toți suntem datori, să ne împăcăm și cu gândul ăsta, că cândva undeva noi nu vom mai fi în universul ăsta și că lumea va trăi în continuare fără noi și că, de fapt, frumusețea vieții asta e că trăim o clipă și clipa aia trebuie să ne facem cea mai frumoasă clipă care există. Avem o bucățică de timp și în timpul ăsta avem o singură datorie, să fim fericiți. Spectacolul se va juca și pe 28 octombrie la Teatrul Alexe Mateevici din Chișinău.